Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit o temă foarte interesantă. O să vorbim despre anul nou chinezesc, care începe pe 12 februarie 2021 și ține până pe 31 ianuarie 2022. Anul bivolului alb de metal. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu calendarul chinezesc, anul nou este sărbătorit la altă dată față de anul nou vestic, pe care îl sărbătorim noi la 1 ianuarie. Calendarul chinezesc urmărește ciclurile lunare, iar anul nou este sărbătorit în fiecare an la a doua lună nouă după solstițiul de iarnă. Fază care în horoscopul occidental coincide de obicei cu luna nouă în vărsător. În zodiacul occidental, luna nouă în vărsător este pe departe cea mai originală, modernă și orientată spre progres lună nouă din an. Vărsătorul este semnul inventatorilor, al avansurilor tehnologice din lumea modernă, dar și a umanității ca și colectiv. Toate evenimentele legate de zodia vărsătorului tind să fie mai detașate, mai analitice și orientate către partea intelectuală, nu către partea emoțională. Faza de lună nouă este momentul în care trebuie să planificăm ce ne dorim să obținem în următorul ciclu lunar, dar și în următorul an lunar. Prin urmare, un an nou care este sărbătorit tot timpul după faza de lună nouă este momentul ideal în care atât subconștientul colectiv, cât și energiile astrale sunt aliniate pentru noi începuturi. Prin urmare, la această fază de lună nouă, din 11 februarie și în prima săptămână după această dată, în prima săptămână din anul nou chinezesc, este foarte important să profităm de toată această energie astrală și colectivă pentru a ne planifica și a iniția orice lucru nou ne dorim în viața noastră. Țineți minte că sub energia vărsătorului schimbările sunt inevitabile și s-ar putea să vină mai rapid decât vă așteptați. Pentru cei care vă îngrijorați că nu sunteți suficient de puternici ca să fiți independenți, să stați pe propriile picioare, luna nouă în vărsător vă încurajează să uitați aceste griji pentru că sunt nefondate. Este foarte important în orice nou lucru doriți să inițiați sub energia acestei faze de lună nouă și acestui început de an nou chinezesc, să vă păstrați o doză sănătoasă de pragmatism. Acum este momentul ideal să renunțați la trecut și să porniți cu fruntea sus, încrezători, către un viitor foarte optimist. Vărsătorul fiind în horoscopul occidental o zodie guvernată de planeta Uranus, tinde să aducă după sine aceleași răsturnări de situații surprinzătoare pe care guvernatorul zodiei le aduce în mod curent. Sub energia vărsătorului, orice lucru nou inițiem are tendința să se finalizeze mai rapid decât în alte momente ale anului, dar și mai benefic pentru umanitate în general. La acest început de an chinezesc, meditați asupra ideii că nu este atât de important ce cunoașteți, cât este de important pe cine cunoașteți. Conexiunile în afaceri, dar și în viața personală, networking-ul, sunt foarte importante la acest moment. Renunțați la convenții, renunțați la metoda tradițională de a face lucruri și de a vă gândi la lucruri. Vărsătorul cere de la noi progres pentru binele nostru, dar și pentru binele umanității. Festivitățile sărbătorite cu ocazia acestui an nou sunt denumite și Festivalul Primăverii, pentru că acest moment se află la mijlocul intervalului dintre solstițiul de iarnă, ziua cea mai scurtă din an, și echinocțiul de primăvară, atunci când ziua și noaptea sunt egale. Și odată cu începerea anului nou, începem treptat, pas cu pas, să ne apropiem de sosirea oficială a primăverii. Urările tradiționale legate de această sărbătoare sunt variații pe tema prosperității și abundenței. Prin urmare, pentru toți cei care vă doriți o viață mai prosperă, mai abundentă, fie că asta înseamnă să aveți un job mai bine plătit,
să lucrați mai puțin, să meargă bine afacerea voastră, să primiți o moștenire, să vă cumpărați o locuință, să investiți în ceva de durată, acum este momentul ideal. Și la acest moment special, atunci când una dintre populațiile cele mai numeroase de pe această planetă își sărbătoresc anul nou și subconștientul colectiv este aliniat pe această frecvență de prosperitate, abundență și noi începuturi, cu toții putem să beneficiem de această energie și să inițiem lucruri noi. Ca și tradiții importante legate de această sărbătoare, ar fi de reținut faptul că roșu este culoarea norocoasă. Fie că alegeți să îl purtați sau să vă decorați casa în această culoare, fiecare dintre noi poate să încorporeze în viața sa puțin mai mult roșu în această zi. Aprinderea lampioanelor este de asemenea o altă tradiție legată de anul nou chinezesc. Se dau în dar plicuri roșii cu bani și, bineînțeles, obișnuitele artificii folosite pentru a alunga energia anului nou, astfel încât noul an să poată să pună stăpânire. Zodiacul chinezesc, asemenea zodiacului occidental, este împărțit în 12 zodii, fiecare fiind guvernată de câte un animal. Cele 12 animale din zodiacul chinezesc sunt șobolanul, bivolul, tigrul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, capra, maimuța, cocoșul, câinele și mistrețul. Ordinea celor 12 animale în zodiacul chinezesc a fost dată, conform legendei, de ordinea în care cele 12 animale au trecut linia de sosire în cursa pe care împăratul de jad a organizat. Șobolanul și bivolul au lucrat împreună pentru a naviga traseul cu succes și pentru toată lumea părea că bivolul va câștiga. Dar în ultimul moment, șobolanul a sărit de pe umerii bivolului înaintea acestuia, terminând la o fracțiune de secundă înaintea acestuia. Și așa s-a întâmplat că șobolanul a devenit primul animal din zodiacul chinezesc, urmat la scurtă distanță de bivol. Cu toate acestea, bivolul și șobolanul sunt buni prieteni care lucrează în echipă foarte bine, pentru că istețimea primului și forța brută a celui de-al doilea au ajutat două animale care de sine stătătoare nu ar avut nicio șansă să iasă în top să revendice locurile 1 și 2. Spre deosebire de zodiacul occidental, care urmărește traseul soarelui pe cer și împarte anul în 12 segmente egale, câte unul alocat fiecărei zodii, în zodiacul chinezesc, un animal guvernează un an întreg. Dacă vreți să aflați care este zodia chinezească sub care v-ați născut, vedeți acum pe ecran un tabel în care puteți să identificați cu ușurință zodia voastră. De reținut că zodiacul chinezesc are un ciclu de 60 de ani, format din cele 12 zodii și cele 5 elemente pe care fiecare zodie poate să le ia: metal, apă, lemn, foc și pământ. Anul 2021 va fi sub influența bivolului de metal, lucru care s-a mai întâmplat și în 1961 și se va mai întâmpla încă o dată în 2081. Pentru cei care în zodiacul occidental sunteți născuți în zodia vărsătorului, e posibil ca acest tabel să nu fie foarte precis ca să vă puteți identifica zodia din zodiacul chinezesc, deoarece faza de lună nouă în vărsător se întâmplă în fiecare an în intervalul 20 ianuarie, 18 februarie, perioada în care soarele traversează zodia vărsătorului. Prin urmare, pentru voi, o parte s-ar putea să fiți născuți în zodia anului precedent, o parte în zodia anului în care v-ați născut. Ca să aflați exact sub care semn zodiacal vă aflați, va trebui să verificați data exactă la care a avut loc faza de lună nouă în vărsător din anul în care v-ați născut voi. Începând cu ziua de 12 februarie, începe oficial anul bivolului de metal. Culorile norocoase ale acestui an vor fi albastru, galben și verde. Numerele norocoase vor fi 7, 9, 12, 21,
34 și 42, iar florile norocoase sunt lăcrimioarele și bambusul. Cele mai norocoase zodii din acest an vor fi șobolanul, șarpele, calul, maimuța și porcul. Bineînțeles, va fi un an foarte important și pentru bivol, toată energia fiind canalizată pe zodia sa. În dragoste, căsătorile începute în anul bivolului de metal vor fi stabile și fericite, aducând foarte multă stabilitate în cămin. Cei singuri își pot găsi sufletul pereche în acest an. În sănătate, anul acesta fiți vigilenți pentru bolile declanșate de activitățile de la locul de muncă. Stresul, orele suplimentare și nopțile nedormite pot duce la probleme de sănătate. Medicina muncii în general va fi foarte importantă în acest an și, indiferent de tipul de activitate pe care o desfășurați la lucru, este important să vă protejați sănătatea. Pentru cei care lucrați foarte mult la birou, aveți grijă la bolile declanșate de sedentarism și asigurați-vă că faceți destulă mișcare. De asemenea, fiți atenți la ochi, pentru că ecranele calculatoarelor, telefoanelor și televizoarelor de care suntem înconjurați zi de zi pot să vă afecteze vederea. Pentru cei care depuneți muncă fizică intensă, este de asemenea important să vă protejați organismul. Chiar dacă acest an va fi unul foarte bun pe sectorul carierei și cu toții o să avem tendința să ne canalizăm foarte multă energie în această direcție, este important să avem grijă și de sănătatea noastră. În carieră, toată lumea se poate aștepta în acest an la succes în afaceri și foarte multă prosperitate. Vor fi foarte multe oportunități, dar lucrurile se vor desfășura cu calm, mai încet decât de obicei. Încet, dar sigur. Și acum hai să vedem predicțiile pentru anul 2021, sau mai bine zis, perioada cuprinsă între 12 februarie 2021 și 31 ianuarie 2022 pentru fiecare zodie din zodiacul chinezesc. Pentru șobolan, aceștia vor trece printr-o perioadă de tranziție. În general, anul bivolului va fi unul norocos pentru șobolani. Zilele norocoase pentru șobolani vor fi a 5-a, a 12-a și a 25-a zi din fiecare lună, iar lunile cele mai norocoase vor fi martie și octombrie. În anul bivolului, cariera va deveni foarte importantă pentru șobolani. Vă puteți aștepta la schimbări sau noi posibilități în carieră, mai ales în jurul lunii mai. Pentru cei care sunteți tineri și încă nu știți exact pe ce direcție, pe ce traseu de carieră vreți să mergeți, sau pentru cei care simțiți nevoia unei schimbări în cariera voastră, acest an este anul ideal pentru a vă găsi traseul. Pe sectorul de dragoste, anul bivolului va fi unul foarte favorabil pentru voi, mai ales în primele luni ale anului. Pentru cei căsătoriți, o să aveți parte de momente pline de afecțiune în cuplu și partenerul vostru va face orice îi stă în putință ca să vă vadă fericit. Pentru cei singuri, o să simțiți o nevoie acută pentru pasiune în viața voastră. Acum vă doriți să experimentați o mare poveste de dragoste. Dar va trebui să aveți răbdare, pentru că doar în ultimele luni ale anului, decembrie 2021 și ianuarie 2022, e posibil să întâlniți pe cineva cu adevărat interesant. Ca și compatibilitate, șobolanii sunt cei mai compatibili cu dragonii și maimuțele. Nativii născuți sub aceste semne zodiacale poate să aibă relații foarte bune și parteneriate de succes, atât în căsătorie, dar și în afaceri. Împreună, ei pot să obțină succes, fericire și prosperitate. Șobolanii nu sunt compatibili cu cei născuți în anul calului, deoarece nu au foarte multe lucruri în comun și aceste relații nu sunt de lungă durată. Ba mai mult, apare aici riscul de a dezvolta antipatie și resentimente. Pe partea de sănătate, șobolanii nu o să aibă probleme în anul 2021. Activitatea fizică moderată o să vă ajute să vă mențineți forma fizică și să vă luptați cu orice posibilă problemă. Este important pe tot parcursul anului să nu neglijați mesajele pe care corpul vostru vi le transmite. E posibil ca organismul vostru să comunice cu voi anumite schimbări care sunt absolut necesare pentru o stare de sănătate mai bună, fie că sunt schimbări în dietă, în atitudine sau în stil de viață.
Organele cele mai sensibile pentru șobolani vor fi stomacul și vasele de sânge. În acest an puteți să aveți mici probleme cu tensiunea arterială și, dacă nu aveți grijă de organismul vostru, puteți chiar să dezvoltați un ulcer gastric. În privința banilor și a situației financiare, anul nou chinezesc, care începe pe 12 februarie, va fi unul plin de prosperitate, care susține avansarea în carieră pentru șobolani. Dar dacă nu este foarte caracteristic pentru voi, e posibil ca în acest an să vă asumați anumite riscuri financiare în investiții care poate să ducă la profituri neașteptate sau din surse neașteptate. Anul acesta veți avea mai mult noroc decât de obicei, dar mare atenție, în ultimele luni ale anului de bivol este foarte important să evitați cu orice cost orice tip de speculații, mai ales jocurile de noroc, dar și în imobiliare. În anul bivolului de metal, șobolanii pot să acumuleze rezerve financiare, dar în același timp este foarte important să vă controlați dorința de a cheltui banii câștigați în acest an. Aveți grijă la locul de muncă și în afaceri să nu vă creați inamici fără rost. Pe tot parcursul anului, șobolanii vor fi niște oameni foarte întreprinzători și creativi, vor fi persoanele ideale să le ai aproape într-un moment de criză, pentru că vor găsi mereu soluția cea mai inventivă. La locul de muncă, șobolanii o să se înțeleagă foarte bine cu colegii lor, iar cei care sunt în poziții de management vor crea în echipa lor o energie foarte plăcută pentru toți subalternii. Pentru zodia bivolului, anul 2021 va fi unul foarte important. O să aveți un an foarte favorabil atât în dragoste cât și pe partea financiară. Anul 2021 va fi anul maturizării și al evoluției pentru bivoli. Va fi un an important și pentru parteneriatele bivolilor, atât în afaceri cât și în dragoste. Pe partea de dragoste, bivolii poate să înceapă o nouă poveste de dragoste foarte frumoasă, bazată pe atracție, dar și pe lucrurile pe care cei doi parteneri le au în comun. Cei care sunteți deja în relații de lungă durată, anul acesta o să aveți posibilitatea să consolidați relația voastră, să o duceți la următorul nivel și pentru o parte dintre voi chiar să vă căsătoriți. Pentru cei care sunteți deja căsătoriți, anul acesta este anul ideal pentru a avea un copil. Bivolii sunt foarte compatibili cu cei născuți în anul șarpelui și al cocoșului, pentru că aceștia se completează pe toate nivelurile și pot să aibă împreună niște relații foarte frumoase atât în dragoste cât și în afaceri. Bivolii nu sunt compatibili cu caprele. Chiar dacă au interese similare, aceștia riscă să dezvolte viziuni complet diferite asupra vieții care o să distrugă relația lor. Pe partea de sănătate, bivolii vor fi foarte robuști, foarte sănătoși în acest an. Cu toate acestea, este important să știți că anul 2021 poate să vină cu o mică predispoziție către depresie și anxietate. Fiți de asemenea vigilenți la posibile infecții ale sistemului respirator, a gâtului și a stomacului. Pe finalul anului 2021, controlați-vă tendința de a mânca prea mult. De altfel, ar fi indicat încă din luna februarie anului 2021 să începeți o nouă dietă, astfel încât să vă controlați mai bine organismul. Tot anul este indicat să faceți sport, dar nu sporturi care să vă supra-solicite organismul. Pe partea de bani și situație financiară, anul 2021 va fi unul foarte bun pentru bivoli. Natura calmă și răbdătoare a acestora le va asigura nativilor din bivol rezultate foarte pozitive, cu condiția să nu fiți foarte încăpățânați. Bivolii vor avea ocazia în acest an să obțină recunoaștere publică, să fie niște oratori foarte căutați și foarte echilibrați, dar vor trebui să își țină emoțiile sub control. Bivolii vor avea de asemenea ocazia să participe la foarte multe evenimente sociale și să își crească cercul de prieteni și de cunoștințe. Aveți grijă în anul 2021 la tendința voastră de a fi conservatori și rezervați, pentru că dacă porniți cu această mentalitate, riscați să pierdeți niște ocazii foarte importante. Anul 2021 este unul al schimbării, al inovației și voi puteți să beneficiați din plin de această energie.
încercați să fiți cât de flexibil puteți și faceți compromisuri atunci când este necesar. Munca în echipă o să vă aducă de asemenea rezultate foarte pozitive. Pentru cei născuți în anul tigrului, anul 2021 va fi unul foarte norocos. Aceștia își vor îmbunătăți viața în toate planurile, spiritual, fizic și emoțional. Va fi un an mai ales pozitiv pe partea de carieră, dar și în sănătate. Pe sectorul de dragoste, tigrii ar trebui să fie mai atenți înainte de a începe orice relație romantică anul acesta. Așteptați până la finalul lunii mai, când o să fiți mai puternici și o să vedeți lucrurile mai clar înainte de a începe o nouă relație. Este important să lăsați în urmă evenimentele neplăcute din anul anterior și să vă ascultați intuiția, pentru că acest lucru o să vă aducă mai multă stabilitate în viața voastră sentimentală. Acei tigri care sunt deja căsătoriți, va trebui anul acesta să aveți niște discuții foarte serioase cu partenerul sau partenera voastră de viață referitoare la planurile voastre de viitor. Aceste discuții nu vor fi ușoare, s-ar putea să vă creeze anxietate, poate chiar dezamăgire, dar sunt absolut necesare pentru sănătatea relației voastre. Este un an foarte bun pentru a avea un copil sau poate chiar pentru a adopta un copil. Tigrii sunt foarte compatibili cu cei născuți în anul calului și al câinelui, pentru că aceștia formează împreună o echipă foarte stabilă, atât în afaceri, dar și în viața privată. Tigrii nu sunt compatibili cu cei născuți în anul maimuței. Singura variantă în care o relație între un tigru și o maimuță poate să funcționeze este dacă aceasta este bazată pe respect și apreciere. Pe partea de sănătate, anul 2021 va fi unul foarte pozitiv pentru tigri. Aceștia o să aibă foarte multă energie, vitalitate, dar în același timp vor trebui să-și prioritizeze targetele lor pe partea de sănătate. Nu puteți să obțineți totul dintr-o dată, faceți-vă lista de priorități și începeți pas cu pas să munciți la aceasta. Evitați conflictele cu orice preț și acordați-vă suficient timp pentru odihnă. Nu exagerați cu sportul, asigurați-vă că îi acordați organismului vostru suficient timp să își revină după fiecare antrenament pe care îl faceți anul acesta. Pe partea de bani și situația financiară, anul 2021 poate să vină cu noi proiecte pentru tigri, dar în același timp aceștia nu vor fi la nivelul lor maxim de creativitate. Pentru cei care își doresc o schimbare în carieră, luna iunie este luna ideală. Nu luați decizii precipitate, asigurați-vă că analizați foarte bine fiecare ofertă pe care o primiți. Între iunie și noiembrie 2021, tigrii vor avea ocazia să repare anumite probleme de anul trecut. Și în perioada mai-octombrie 2021, tigrii vor fi forțați de univers să își analizeze foarte atent planul financiar pe termen lung. În această perioadă este foarte important să evitați cheltuieli neprevăzute și să vă revizuiți situația financiară. E posibil ca anul acesta să cheltuiți mai mult decât v-ați așteptat pe o renovare sau pe anumite reparații necesare în locuință. Pentru cei care doriți să călătoriți în străinătate anul acesta, fiți foarte atenți să nu vă depășiți bugetul. Pentru cei născuți în anul iepurelui, anul 2021 o să vă aducă foarte multă pasiune, dragoste și bucurie în viața voastră de zi cu zi. Toată atenția va fi canalizată anul acesta pe relațiile romantice ale iepurilor, iar pentru cei mai maturi va fi adusă în discuție tema copiilor. Fie că vă doriți să aveți proprii voștri copii, să vă întemeiați o familie sau pentru cei mai maturi, începeți să vă gândiți cum puteți să vă ajutați copiii, nepoții și generațiile mai tinere din familie. În sectorul dragostei, puteți să vă așteptați la probleme sau discuții interesante, mai ales în primele 4 luni ale anului. O să găsiți într-un final soluțiile pentru aceste probleme, dar va trebui să vă gândiți foarte atent și să analizați foarte bine situația. Pentru cei care își doresc să aibă un copil, încercați să amânați până după mijlocul anului. Pe măsură ce anul avansează și problemele voastre din dragoste se vor rezolva și o să aveți o viață sentimentală din ce în ce mai plăcută. Iepurii vor fi foarte șarmanți, foarte iubitori și capabili să își recucerească partenerul sau partenera de viață.
Pe parcursul acestui an, iepurii vor lucra la consolidarea relației lor, vor accepta anumite compromisuri și vor seta fundația pentru relația lor de acum înainte. Iepurii sunt compatibili cu cei născuți în anul caprei și al mistrețului, pentru că știu că se pot baza pe aceștia. Pe sectorul sănătății, iepurii trebuie să aibă grijă mai ales la începutul anului, când activitățile de la locul de muncă pot să îi supra-solicite. Va fi un an dificil pentru iepurii care trebuie să depună o muncă foarte minuțioasă cu mare atenție la detalii, dar în același timp, iepurii care activează în domenii creative poate să aibă parte de mari succese. Nu uitați să vă relaxați, pentru că toată tensiunea acumulată poate să vă facă rău. Chiar și acei iepuri care nu se consideră cu înclinații artistice pot în acest an să își descopere un talent și să se folosească de acest lucru pentru a se relaxa și pentru a-și reîncărca bateriile. În privința banilor și a situației financiare, va fi un an interesant pentru iepuri. Aceștia vor fi mai ambițioși decât de obicei și își vor dori să evolueze în carieră. Eforturile voastre vor fi răsplătite încă de la începutul anului. Per total, anul 2021 va fi unul foarte pozitiv pentru iepuri. Acei iepuri care au tendința să fie perfecționiști trebuie să aibă grijă la acest lucru pentru că s-ar putea să le aducă întârzieri. Și va trebui să acceptați că pentru a finaliza toate proiectele în care v-ați implicat, va trebui pe unele dintre ele să vă coborâți standardele. Analizați-vă atent capacitatea de muncă și acceptați doar acele task-uri pe care le puteți finaliza în mod realist. Pentru cei născuți în Zodia Dragonului, anul 2021 va fi unul foarte norocos. În acest an o să primiți mai multe responsabilități, dar dacă sunteți disciplinați și organizați, puteți să obțineți și foarte mult succes. În carieră puteți să aveți parte de schimbări neașteptate și în dragoste dragonii sunt dispuși să ducă relația la nivelul următor. Pe sectorul de dragoste, anul 2021 vine cu foarte multe interacțiuni sociale pentru dragoni. Aceștia pot să-și întâlnească sufletul pereche prin intermediul prietenilor sau chiar la locul de muncă. Cei care sunt deja în relații vor trebui să facă anumite compromisuri în luna mai. Și o parte dintre voi s-ar putea să aflați în jurul acestei date că o să aveți un copil. În privința compatibilității, dragonii sunt foarte compatibili cu cei născuți în anul maimuței și al șobolanului. În schimb, nu sunt deloc compatibili cu cei născuți în anul câinelui, relațiile între aceștia putând fi restrictive și neplăcute. Pe sectorul sănătății, dragonii nu au de ce să-și facă griji. Cu toate acestea, ar trebui să fie atenți la tendința lor de a munci prea mult în acest an și să nu uite să își acorde și câte un moment de pauză. Dragonii ar trebui să fie de asemenea foarte atenți la dietă și să se asigure că au o dietă variată și echilibrată. În privința banilor și a situației financiare, anul 2021 aduce lucruri foarte pozitive în cariera dragonilor. Aceștia vor putea să-și folosească foarte bine skillurile lor analitice pentru a face strategii care să-i ajute să își finalizeze planurile. Dragonii vor avea mereu o soluție foarte inventivă pentru orice problemă o să apară anul acesta. Va fi un an foarte pozitiv, mai ales pentru acei dragoni care lucrează în marketing, vânzări sau au parteneri de afaceri din străinătate. Toate deplasările în interes de serviciu vor fi de asemenea foarte bine aspectate. Situația voastră financiară poate să se îmbunătățească în perioada martie-mai 2021, și ca să profitați la maxim de acest câștig financiar, ar fi foarte bine să vă planificați finanțele de acum înainte. Pentru cei născuți în Zodia Șarpelui, anul 2021 vine cu noroc. Cei născuți în anul Șarpelui vor putea în 2021 să își concretizeze niște planuri și vise din trecut, să construiască viața pe care și-o doresc să o aibă. Anul 2021 va fi unul foarte bun pe sectorul comunicării, nativii din Zodia Șarpe putând să rezolve foarte multe conflicte, mai vechi sau mai noi. Pe sectorul de dragoste, anul 2021 va fi unul foarte norocos pentru șerpi. Bărbații vor fi romantici și șarmanți, vor avea un simț al umorului foarte bine dezvoltat
iar femeile vor fi mai frumoase și vor avea mai mult succes decât de obicei. Mare atenție pentru șerpi la tendința acestora de a deveni geloși și posesivi cu partenerii lor. Pentru cei care aveți deja un partener sau o parteneră născută în anul șarpelui, aveți grijă să nu-i răniți ego-ul, pentru că aceștia sunt foarte fragili și au nevoie să simtă mereu că sunt acceptați, iubiți și apreciați de partenerul sau partenera lor. Acest lucru le dă un sentiment de siguranță și îi face mai deschiși și mai joviali în relații. Pentru șerpii mai maturi, anul acesta o să aveți parte de foarte multe momente frumoase din partea copiilor sau a membrilor mai tineri din familie. Aceștia vă vor ajuta să vă relaxați, să vă destindeți și vor aduce o doză semnificativă de împlinire în viața voastră. Anul 2021 este momentul ideal pentru toți cei născuți în zodia șarpelui ca să implementeze orice lucru nou își doresc în viața lor personală. La nivel de compatibilitate, șerpii sunt foarte compatibili cu bivolii și cocoșii, deoarece relațiile începute cu nativii din aceste zodii sunt bazate pe înțelegere și încredere. Pe partea de sănătate, șerpii o să aibă foarte multă energie în tot anul 2021. Cu toate acestea, e posibil, pe parcursul acestui an, grijile de la locul de muncă să le aducă șerpilor mici stări de anxietate, depresie și poate chiar insomnie. Anul acesta, șerpii ar face bine să petreacă cât mai mult timp în aer liber, pentru că acest lucru îi va ajuta să se echilibreze în plan mental. Cei care nu reușesc să își elibereze stresul vor vedea pe finalul anului 2021 manifestarea fizică a stresului sub forma de dureri și probleme fizice cu anumite organe din corpul lor. În privirea banilor și a situației financiare, în perioada martie-iunie 2021, șerpii vor fi foarte norocoși. Cu toate acestea, anul 2021 nu este momentul ca șerpii să își asume riscuri în situația financiară. Anul 2021 va fi mai ales favorabil pentru acei șerpi care lucrează în domeniul IT sau care au poziții de conducere. Încercați pe cât posibil să nu vă schimbați domeniul de activitate în anul 2021, pentru că astfel de schimbări drastice sunt niște riscuri pe care nu merită să vi le asumați în acest an. Dacă încercați să obțineți un job într-un domeniu nou în care nu aveți experiență, șansele voastre de succes sunt foarte slabe. Norocul vostru pare să se cam termine în perioada august-noiembrie 2021, dar dacă continuați să depuneți mult efort la locul de muncă, puteți totuși să obțineți rezultate pozitive. Bineînțeles, mai multă muncă înseamnă și mai mult stres. Și pentru acei șerpi care, la începutul anului, când norocul era de partea lor, s-au asigurat că împart acest noroc cu oamenii din jurul lor, se pot baza pe susținerea reciprocă din partea acestor oameni pe finalul anului 2021, când norocul șerpilor începe să se cam termine. Pentru cei născuți în anul calului, anul 2021 va fi foarte pozitiv pe sectorul financiar, în afaceri, dar și pentru a-și face o autoanaliză foarte atentă asupra traumelor din copilărie care încă îi afectează și la maturitate. În privința dragostei, anul 2021 nu va fi unul foarte norocos. Caii vor fi superficiali pentru că dragostea nu este prioritatea lor numărul 1. Și dacă vor să evite situații neplăcute în această sferă a existenței lor, caii vor trebui să acorde mai multă atenție partenerului sau partenerei de viață. Pentru aceia care sunt singuri, atenția acordată pe carieră și locul de muncă s-ar putea să-i facă să rateze o posibilă poveste de dragoste. Spre sfârșitul anului 2021, caii vor deveni mult mai romantici și o să li se aprindă călcâiele și acest lucru poate să le aducă dezamăgiri. Caii ar trebui să fie foarte atenți și să aibă grijă cu orice relație începută în acest an. Și de asemenea, ar trebui să aibă grijă la tendința lor de a cheltui prea mulți bani pe noi parteneri sau partenere de dragoste care apar în viața lor anul acesta. Tendința cailor de a face sacrificii pentru fericirea partenerului sau partenerei lor
nu o să-i ajute anul acesta. Caii vor fi compatibili cu nativii din tigru și capră, dar ar trebui să evite cu orice preț o uniune cu cineva născut în anul șobolanului, pentru că o astfel de relație poate să vină cu foarte multe probleme, certuri și confruntări zilnice. Pe partea de sănătate, caii o să aibă foarte multă energie, mai ales în prima parte a anului. Cu toate acestea, ar trebui să aibă grijă mai ales de dantura lor, unde s-ar putea să întâlnească mici probleme care trebuie rezolvate. De asemenea, caii vor trebui să aibă grijă anul acesta la posibile accidente, de la mici accidente casnice până la accidente la locul de muncă sau în trafic. Toate acestea pot fi prevenite cu mai multă vigilență. În privința banilor și a situației financiare, anul 2021 vine cu foarte mult succes și foarte multă împlinire pentru cai. Fiți atenți și nu lăsați oportunitățile să treacă pe lângă voi, pentru că munca și seriozitatea o să vă aducă foarte mari beneficii anul acesta. O parte dintre cai o să călătorească foarte mult în interes de serviciu, ceea ce este foarte bine pentru că îi scoate pe aceștia din rutina zilnică și îi face mai entuziasmați cu privire la jobul lor. În privința investițiilor, caii ar trebui să se gândească de două ori înainte să cheltuiască bani. Asigurați-vă că analizați atent orice oportunitate de investiții înainte să vă aruncați cu capul înainte. Caii poate să fie foarte eficienți în anul 2021 dacă reușesc să își adune ideile și să mențină o gândire optimistă. Pentru cei născuți în anul caprei, anul 2021 poate să aducă oameni interesanți și excentrici în viața lor. Acest an va fi unul foarte important pentru cei născuți în zodia caprei, pentru că aceștia au șansa să evolueze în toate aspectele vieții lor. În privința dragostei, cei născuți în zodia caprei vor fi foarte norocoși anul acesta. Caprele poate să aibă o relație ideală cu nativii din zodia iepure sau cal. Se pot îndrăgosti la prima vedere de un nativ din zodia mistreț și în același timp pot să aibă o relație foarte stabilă și cu foarte multă împlinire cu un alt nativ din zodia capră. Pe sectorul sănătății, nativii din zodia capră o să aibă foarte puține probleme anul acesta. Pentru voi, sănătatea este foarte strâns legată de nivelul vostru de fericire. Atunci când sunteți fericiți și împliniți, acest lucru se și vede în organismul vostru. Și atunci când sunteți nefericiți sau când suferiți, mai ales pe teme de dragoste, puteți să vă îmbolnăviți foarte rapid. În tot anul 2021 este foarte important să fiți foarte atenți la igiena voastră personală și să aveți grijă la stomacul vostru, pentru că un sistem imunitar scăzut, datorat stresului, poate să ducă la probleme în această zonă. Pe finalul anului 2021 aveți grijă la posibile accidente, fiți vigilenți și o să treceți cu bine peste această perioadă. În privința banilor și a situației financiare, anul 2021 nu o să fie punctul vostru forte, pentru că o să aveți tendința să fiți dezorganizați și să cheltuiți mai mult decât ați planificat. Anul 2021 va fi foarte benefic pentru acei nativi din zodia capră care operează în domenii artistice sau trebuie să-și folosească creativitatea la locul de muncă. Tot anul, nativii din capră vor trebui să fie atenți la ceea ce spun, pentru că e posibil ca vorbele lor să fie răstălmăcite. Pe finalul anului aveți mare grijă, pentru că o să aveți o gândire puțin mai dezorganizată și o să vă fie mai greu să vă concentrați la locul de muncă. Anul 2021 este momentul ideal să finalizați proiecte, să vă concentrați pe ce aveți voi de făcut și să nu vă băgați nasul în oala altora. Pentru antreprenori va fi un an pozitiv, atât timp cât vă concentrați pe ceea ce știți să faceți mai bine. Nu inițiați mari schimbări, pentru că nu este momentul. Pentru cei născuți în anul maimuței, anul 2021 va fi un an de evoluție spirituală. Și acest lucru o să le facă pe maimuțe mai singuratice, cu o tendință de izolare, pentru că trebuie să proceseze foarte multe transformări interioare. Pe partea de dragoste, anul 2021 va fi foarte pozitiv pentru maimuțe. Acestea vor fi sensibile,
Pentru nativii care sunt deja în relații de lungă durată, anul bivolului este momentul ideal pentru a duce relația la următorul nivel, la căsătorie. Pentru cei singuri, este momentul ideal să vă găsiți partenerul de viață. Dacă țineți la relația voastră, este foarte important atât voi, cât și partenerii voștri să vă concentrați toată atenția asupra relației, pentru că anul 2021 o să vă arunce în cale tentații și încercări în relația voastră. Atât mai mulțele cât și partenerii acestora vor fi tentați să înșele și de aceea este foarte important pe partea de dragoste să vă stabiliți exact care sunt prioritățile. Atunci când aveți probleme pe sectorul amoros, nu ezitați să apelați la prieteni care vor ști exact ce cuvinte să vă spună și cum să vă ajute să treceți peste aceste momente dificile. Partenerii ideali pentru maimuțe sunt nativii din zodia șobolan și dragon, pentru că între aceștia există o atracție irezistibilă. O legătură între maimuțe și tigru o să aducă foarte multe certuri și dezamăgire și prin urmare ar trebui să fie evitată. Legăturile între maimuțe și șobolani încep foarte promițător pentru că sunt foarte atrași unul de altul, dar dacă vor ca această relație să funcționeze, vor trebui să depună foarte mult efort și dedicare. Pe sectorul sănătății, maimuțele caută în anul 2021 să obțină pace interioară. Prin urmare, este anul ideal ca acestea să înceapă sau să dedice mai mult timp activităților cum ar fi rugăciunea, meditația, tai chi sau yoga. Maimuțele nu o să aibă mari probleme de sănătate în acest an, dimpotrivă, o să aibă foarte multă energie și vitalitate. Și pentru acele maimuțe care vor să înceapă să facă un sport, anul 2021 este momentul ideal. Acele maimuțe care sunt trecute de 40 de ani ar trebui să își programeze anul acesta vizite regulate la medic, să își facă toate analizele și să se pregătească pentru următoarea etapă din viața lor. Maimuțele tinere trebuie să depună mai mult efort și mai multă atenție asupra dietei lor. În privința banilor și a situației financiare, anul 2021 are doar vești bune pentru maimuțe. Maimuțele vor fi ambițioase, vor demonstra exact de ce sunt în stare și o să aibă parte de mari câștiguri financiare în acest an. Pentru acele maimuțe care încă nu au un loc de muncă, anul 2021 o să le aducă cu siguranță cariera ideală. Un job care să le facă și plăcere și să le și aducă o mai mare stabilitate financiară. Dar, ca să găsiți acest loc de muncă ideal, este foarte important ca și voi să depuneți puțin efort. Trimiteți-vă CV-ul la cât mai multe companii din domeniul de care sunteți interesați. Pregătiți-vă foarte atent pentru interviuri și negociați salariul pe care vi-l doriți. Pentru maimuțe, anul acesta e posibil și să vă diversificați sursele de venit prin investiții, luându-vă un al doilea loc de muncă sau transformând un hobby într-o sursă secundară de venit. Amânați cheltuielile cu renovarea locuinței, achiziționarea unei locuințe sau a unei mașini pe finalul anului 2021, mai ales dacă nu aveți toți banii pentru aceste activități și trebuie să luați un credit din bancă. Pentru cei născuți în anul cocoșului, anul 2021 va fi foarte pozitiv pe sectorul financiar. Și dacă aceștia sunt organizați, disciplinați și responsabili, vor reuși în 2021 să își câștige independența financiară. Pe partea de dragoste, luna cea mai favorabilă pentru cocoș este luna iulie. Pentru aceia care sunt deja în relații de dragoste, este important anul acesta să nu vă neglijați partenerul și spre finalul anului 2021, evitați certurile și conflictele cu partenerul sau partenera voastră de viață. În privința compatibilității, cocoșii sunt cei mai compatibili cu nativii din zodia bivol și șarpe, deoarece temperamentele acestora se completează foarte frumos. Relația dintre doi cocoși sau dintre un cocoș și o maimuță sau un iepure nu pare să fie sortită succesului. Relațiile dintre cocoși și șobolani vor avea foarte multe probleme în anul 2021 și doar cele mai solide relații vor reuși să treacă peste acest an. Pentru cocoșii care vor să-și încerce norocul cu un bivol,
anul 2021 o să fie plin de aventuri. Pe partea de sănătate, e posibil ca nativii din zodia cocoș să întâlnească probleme datorate stresului. O parte dintre cocoși s-ar putea să sufere de anxietate și cei care se canalizează mult prea mult pe locul de muncă și uită să aibă grijă de organismul lor pot să ajungă la surmenaj. Pe tot anul 2021, cocoșii ar trebui să aibă grijă atunci când călătoresc, deoarece e posibil să aibă parte de mici accidente. Păstrați vigilența și veți putea să navigați această energie mai ușor. Toți cocoșii vor trebui să aibă mai mare grijă la dietă și în anul 2021 să se îndepărteze de oamenii toxici și negativi din viața lor. În privința banilor și a situației financiare, anul 2021 este anul marilor schimbări pentru cocoși. Pentru a obține rezultatele pe care aceștia și le doresc, vor trebui să facă anumite sacrificii, dar la final vor avea un succes pe care acum nici măcar nu și-l pot imagina. Anul 2021 este favorabil pentru acei cocoși care vor să se mute în alt oraș, în altă țară sau doar să-și schimbe locul de muncă. Dar fiți foarte atenți, înainte să luați orice decizie drastică în privința carierei, nu uitați să vă consultați cu oamenii apropiați vouă, mai ales cu partenerul sau partenera de viață și cu familia. Dacă țineți cont și de dorințele și de nevoile acestora, o să aveți parte de mari succese financiare. La începutul anului 2021 este posibil să aveți parte la locul de muncă de niște situații inconfortabile datorate unor oameni pe care nu îi agreați. Cu toate acestea, dacă demonstrați că sunteți o persoană matură, superiorii voștri o să observe și o să aprecieze acest lucru. În perioada mai-august, situația voastră financiară este foarte stabilă și pe tot parcursul anului este foarte important să vă faceți un plan financiar și să vă țineți de acesta. Fiți foarte atenți în ultimele luni ale anului 2021, când lucrurile o să se desfășoare cu o foarte mare viteză și schimbări majore pot să vină în viața voastră. Va fi important, la momentul respectiv, să acționați rapid ca să profitați de orice oportunitate. Pentru cei născuți în anul câinelui, anul 2021 vine cu posibilitatea de a se reinventa, de a-și schimba planurile de viitor și de a-și trasa o nouă direcție în viață. Pe partea de dragoste, nativii din zodia câine vor avea un an interesant. Cei singuri își vor dori să intre într-o relație anul acesta, dar le va fi foarte greu să găsească partenerul sau partenera care să le ofere exact ceea ce își doresc ei dintr-o relație de dragoste. Este important, înainte să vă aruncați cu capul înainte într-o relație, să vă asigurați că vă cunoașteți potențialul partener sau parteneră. Pentru acei câini care sunt deja în relații de lungă durată, aveți grijă anul acesta la o tendință de a vă certa din lucruri minore cu partenerul sau partenera voastră. Amintiți-vă că cel mai important lucru într-o relație este comunicarea și ascultați nevoile partenerului sau partenerei voastre. Din punct de vedere al compatibilității, câinii sunt cei mai compatibili cu nativii din zodia iepure, tigru și cal. În schimb, o relație cu un nativ din zodia dragon, bivol sau capră va fi foarte tensionată și poate să le aducă mari probleme. În privința sănătății, câinii trebuie să aibă grijă tot anul 2021 să nu facă excese, de niciun fel. Nici alimentare, nici cu alcoolul, nici cu munca. În rest, nu sunt alte probleme majore de sănătate pentru nativii din zodia câine. Pe partea de bani și situație financiară, este foarte important să vă faceți un plan și să analizați foarte atent orice posibilitate de investiții și orice cheltuială o să aveți în anul 2021. Pentru că dacă nu sunteți atenți, există riscul să intrați în datorii. Tendința voastră anul acesta va fi să cheltuiți bani pe lucruri scumpe de care nu aveți neapărat nevoie. Așa că, înainte să cumpărați orice anul acesta, că e vorba de haine, bijuterii, o mașină, o casă, gândiți-vă de două ori dacă într-adevăr aveți nevoie de acel lucru și dacă lucrul pe care vreți să vi-l achiziționați se încadrează în bugetul vostru. Pe finalul anului 2021, finanțele voastre se stabilizează. Pe partea profesională o să aveți foarte multe oportunități în acest an
și veți lucra foarte bine în echipă. Cu toate acestea, este important să vă asigurați că vă este recunoscută contribuția la efortul de echipă. Încercați pe parcursul anului 2021 să puneți niște bani deoparte, pentru că acest lucru o să vă ajute în anii următori. Pentru cei născuți în anul mistrețului, anul 2021 poate să vă aducă succesul dorit dacă sunteți dispuși să depuneți efortul necesar. Pe partea de dragoste, anul 2021 va fi unul neobișnuit pentru nativii din zodia mistreț. Relațiile pe care le credeați solide o să întâmpine probleme și în același timp este posibil ca anul acesta să vă faceți prieteni neobișnuiți, excentrici, ieșiți din comun pentru un nativ din zodia mistreț. Dacă pe partea de carieră și situație financiară lucrurile merg bine, în viața voastră personală va trebui să dedicați mai mult efort și mai multă atenție. Compatibilitatea mistreților este foarte bună cu nativii din zodiile Tigru, Iepure și Capră, pentru că aceștia au lucruri în comun și pot să construiască împreună o relație foarte stabilă. Mistreții sunt cel mai puțin compatibili cu nativii din zodiile Șarpe și Maimuță, datorită divergențelor în personalitate și a tensiunilor care pot să evolueze din aceste cauze. Pe partea de sănătate, mistreții nu au de ce să se îngrijoreze în anul 2021. Pe tot parcursul anului, aceștia o să aibă o stare stabilă de sănătate și o dietă echilibrată poate să îi ajute chiar să-și îmbunătățească sănătatea. Anul acesta este ideal pentru mistreți ca să înceapă tratamente preventive și, dacă e posibil, să își asigure un scurt concediu la mare, la munte sau într-o stațiune balneară. În lunile de iarnă, mistreții o să aibă mai puțină energie și e important să își protejeze organismul. Pe partea de bani și situație financiară, lucrurile sunt foarte favorabile pentru mistreți în anul 2021. La locul de muncă o să vi se încredințeze activități mai interesante care vă dau foarte multă satisfacție și totodată vă pot aduce promovări sau transferuri. Din punct de vedere profesional, mistreții o să facă impresie bună și o să înregistreze progrese. Mistreții care se gândeau la pornirea unei afaceri personale pot să beneficieze de susținerea energetică anului 2021 pentru a începe o afacere din care pot să facă bani frumoși. Fie că e vorba de o afacere la care vor să-și dedice timpul full-time sau de o afacere secundară, o sursă secundară de venit. Pentru toți mistreții, indiferent de cât de mare sau de mic este salariul vostru, este important în anul 2021 să începeți să puneți niște bani deoparte, pentru că acest capital o să vă ajute foarte mult în viitor. După cum ați văzut, anul bivolului de metal va fi un an interesant pentru toate semnele zodiacale, un an în care toată lumea poate să înregistreze mari avansuri în carieră, dar și posibile probleme de sănătate datorate unei atenții mult prea mari date pe această zonă de viață. Dacă v-a plăcut această rubrică, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi, dacă v-ați regăsit sau nu în semnul zodiacal din zodiacul chinezesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!